seara. Hai noroc și bună seara. În această seară urmează să o felicităm pe doamna Natalia cu ocazia zilei de naștere. Felicitarea vine din partea finilor din străinătate. Împreună și-am venit cu bucurie. Am venit cu voie bună să petrecem împreună. Doamna Natalia, la mulți ani cu sănătate, că e mai bună decât toate. La mulți ani cu bucurie, anul în pace, să vă fie. Astăzi sunteți sărbătorită. În grădina vieții dumneavoastră a mai înflorit un trandafir. Fie ca acesta să crească în tihnă și fără spin. Eu vă felicit cu ocazia zilei de naștere, să fiți mereu cu zâmbetul pe buze și să obțineți ceea ce vă doriți cu adevărat, căci aceasta e unica cale spre împlinirea. Fie ca în această iarnă să ningă cu fulgi de fericire pentru dumneavoastră, iar în noul an ce bate la ușă să aveți parte doar de noroc și de dragoste. Eu am o veste bună. În această seară, în casa dumneavoastră, urmează să ningă cu cadouri, așa între ghilimele. Căci noi nu am venit cu mâinile goale. V-am pregătit o serie de cadouri din partea unor persoane ce au un loc aparte în inima dumneavoastră. Darurile acestea vă aparțin. Acesta este un tort apetisant, să-l savurați cu plăcere. Tortul vine la pachet cu această șampanie. Pentru că cei ce au dorit să vă surprindă prin intermediul nostru vă iubesc, v-au transmis și acest set de baloane. Mulțumesc frumos! Cu mare drag! Urmează să ghiciți! Ultimul dar, dar nu cel din urmă, este acest buchet încântător de flori. Surpriza vine din partea unor persoane de pe simpătare, primul indiciu. Al doilea indiciu, simt foarte mult la dumneavoastră, vine din partea unei perechi, vine din partea finilor, Severina și Costel. M-am gândit la tine, sigur că m-am gândit. Ei v-au pregătit și un mesaj. La mulți ani pentru cea mai scumpă nașă, o mămică și soție grijulie, femeie veselă, omenoasă, optimistă și plină de energie. O femeie cu suflet mare. Iar de ziua ta, scumpa noastră, îți dorim sănătate, fericire și fie ca zâmbetul să nu dispară niciodată. Să fii mereu înconjurată de oameni buni și iubitori. Întotdeauna să ne bucuri cu frumusețea și bunătatea ta. Fie ca în casa voastră să domnească o atmosferă de confort și fericire. Iar neplăcerile să dispară din calea vieții tale. Să te bucuri mereu de ceea ce ți-a dat Dumnezeu, să lupți pentru scopurile și visurile tale. Te cuprindem și te iubim, scumpa noastră. Cu drag, Fini, Severina și Costel. Mulțumim frumos! Ei v-au transmis un mesaj, doriți și dumneavoastră să transmiteți ceva? Mulțumesc din suflet că s-a gândit la mine în această zi. Eu mă așteptam din partea lor, dar sunt foarte, foarte fericită. Îi iubim și noi mult și mulțumesc! Felicitări încă o dată!